I-am găsit prieteni, cafeaua cu lei de copos. Uitați ce culoare are, ce spumă are și nu este decât cafea Nes. Dar nu are importanță cafeaua, poate să fie cafea la ibric, espresso, făcută la filtru, nu are niciun fel de importanță, poate să fie Nes. Puneți o linguriță de cocos și dacă aveți posibilitatea, puneți-o la blender, cum fac eu, sau cu mixerul, sau cu frotterul. Deci, ideea este să se emulsioneze foarte bine pentru a-i da culoarea, gustul, aroma, textura, spuma pe care, uitați, le vedeți aici. În rest, n-are importanță, deci poate să puteți să o amestecați cu lingurița. Efectul este același. Și eu mă refer aici numai la calitățile organoleptice, să le spun așa. Gust, culoare, este... Unii nu suportă dacă nu se amestecă foarte bine, bine, nu se emulsionează foarte bine, li se pare că este grețos uleiul de cocos. De asemenea, se poate lua în ceai, cicoare, inca, se poate lua ca atare, nu are nicio importanță, efectul uleiului de cocos este același. Și vedeți comentariul pe ecran, vorbește exact despre cele două efecte despre care vorbesc practic în fiecare dimineață. Reduce senzația de foame, reduce pofta de dulciuri. Și în felul acesta ne ajută să slăbim. Reducând senzația de foame, pauza alimentară poate fi suficient de lungă astfel încât să intrăm în post intermitent. Iar reducând pofta de dulciuri, este al doilea mecanism prin care se reduce secreția de insulină, scade insulină rezistența și în felul acesta ne ajută să slăbim. Deci uleiul de cocos în sine nu slăbește, deci nu e ca un fel de, nu știu ce, poțiune magică cu efectul de a ne slăbi. Nu, dar el ne ajută să realizăm cele două mecanisme, cele două procese prin care putem să slăbim. Post intermitent și reducerea consumului de carbohidrați, de dulciuri în special, care ambele duc la scăderea secreției de insulină, pentru că insulina este hormonul care duce la îngrășat, principalul hormon care duce la îngrășat. Produce acumularea grăsimii în organism și inhibă, reduce arderea grăsimilor pentru a se obține energie. Astfel încât, dacă reușim să scădem secreția de insulină, procesul se inversează, nu se mai acumulează grăsimea, iar grăsimea existentă este arsă pentru a se obține energie. Trebuie perseverență. În funcție de nivelul și de vechimea insulinei rezistenței, efectele pot să apară mai devreme sau mai târziu. La mine, de exemplu, au apărut după o săptămână, după prima săptămână am început să slăbesc. La alte persoane poate să dureze ceva mai mult, 2, 3, 4, 5 săptămâni. Dar trebuie să perseverați pentru că, în mod sigur, efectele vor apărea. Măsurați-vă circumferința taliei, cântăriți-vă și vedeți că rezultatele încep să apară. Și poate să apară o scădere a greutății în prima perioadă, un kilogram, un kilogram și ceva, două, după care să stagnați. Nu vă descurajați. Această scădere în greutate nu este din depozitele de grăsime. Organismul, ficatul, acumulează surplusul de glucoză sub formă de glicogen, o formă de depozitare, și în momentul în care începem post intermitent și nu mai consumăm atâția carbohidrați, ficatul transformă această rezervă de glicogen în glucoză, pentru ca organismul să utilizeze glucoza ca formă de energie. Nemai aducând carbohidrați, atunci nu se mai reface rezerva de glicogen și ea dispare. Cum în ficat există 500 de grame de glicogen, de care este legată o cantitate de 1 kg și jumătate de apă, de aia se slăbește între 1 și 2 kg rapid, după care se stagnează pentru că există insulină rezistență. Nu vă speriați, deci, să nu vă descurajați ca slăbici acum ce se întâmplă, nu e nicio problemă, perseverați și vor începe să scadă și depozitele de grăsime. Închei aici, vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!